Punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației se află în această perioadă în centrul atenției, odată cu sutele de ucraineni care au ajuns în vama din oraș. În ajutorul acestora, zeci de voluntari de la diferite ONG-uri, asociații, școli, biserici, dar și simpli cetățeni s-au mobilizat și se află aproape în permanență în vamă, asigurând hrană, transport și cazare. După câteva zile intense de donații, deocamdată nu este nevoie de alimente și mâncare. E multă lume, sunt foarte mulți voluntari, Sighetul s-a mobilizat exemplar. Am făcut la un moment dat un apel pentru colectare de alimente neperisabile pentru transport în Ucraina. Cred că mai puțin de o oră am avut 7 tone de alimente pe care deja le-am transportat. Ieri am avut convoi de 20 de mașini care au trecut în Ucraina cu alimente neperisabile și cu medicamente și truse medicale. Centrele noastre sunt deja foarte bine stabilite, avem punctual zi de zi numărul de persoane care mai pot fi cazate, care au plecat, unde au plecat, cine le-a preluat. Deci putem să zicem că, deși nu ne-am dorit, am reușit în foarte scurt timp să fim, chiar nu ceas elvețian, dar centralizarea este foarte bine pusă la punct, iar oamenii știu ce au de făcut. Nimeni nu face de capul lui, toată lumea este verificat cine și cu ce se ocupă. Ce trebuie să știe sighetenii, dar și toți cei care vor să ajute? În primul rând, ar trebui să urmărească totuși pagina de socializare a primăriei Sighet, unde postăm nevoile urgente, adică dacă avem nevoie de alimente, în momentul de față nu mai avem nevoie de alimente, nici măcar perisabile, nici neperisabile, pentru că sala polivalentă este arhiplină, o triem și transportăm la centrele unde se află refugiații. Cetățenii sunt îndemnați să nu se înghesuie în zona vămii în această perioadă. Voluntarii transmit că sunt așteptați doar cei care pot oferi ajutor. Tot ce avem nevoie este ca lumea să înțeleagă că nu este bine să vină buluc în vamă ca să aglomerăm zona și rugăm să aibă răbdare, să vină doar strict cei care poate să ajute cu transportul. Bineînțeles, se înregistrează, se deplasează înapoi acasă, ei vor fi contactați în funcție de necesitate, ca să nu avem zona vămii punctului vamal arhiplină de sigheteni în loc să lăsăm spațiu liber pentru refugiați. Deci, momentan, nu avem nevoie de alimente, pentru că vin și convoaie din țară și rugăm să aibă răbdare și, eventual, dacă pot să ne ajute, să ne scrie cu ce anume doresc să ne sprijine și să aștepte total telefonul nostru. Noi îi sunăm, le spunem ce avem nevoie, iar ei pot să ne ajute punctual. Faptul că umanitatea nu are granițe o demonstrează și voluntarii de la Crucea Roșie Română, filiala Maramureș, și aceștia sunt prezenți în punctul de trecere a frontierei din Sighet, oferind asistență umanitară. Noi, ca și societate de Cruce Roșie, încercăm să ajutăm în mai multe fronturi, printre care distribuire de alimente, pachete alimentare proaspete, apă, fructe pentru persoanele care stau la rând să intre în frontieră. În limita posibilităților trimitem și către raion ajutoare care urmează ei la rândul lor să redistribuie către Kiev și zonele mai afectate și să facă față fluxului de refugiați aici pe plan local la ei pe partea de graniță. În afară de asta, avem și psihologi pentru persoane care au nevoie de sprijin psihosocial și în afară de asta încercăm și cu traducători să putem să gestionăm, ajutăm și colegi de la alte ONG-uri care se ocupă și cu cazări și astea să direcționăm fluxul cât mai eficient. Suntem foarte multe organizații, ne ajutăm unul pe altul cât de mult putem. Câți membri aveți acum la Sighetu Marmației? La momentul de față avem 9 persoane, din care 3 sunt peste graniță, ajută localnicii pe jos să primească alimente din partea altor ONG-uri care au trecut și în scurt timp organizăm și noi ca să putem trece cu mai mulți voluntari ca să ajutăm la această parte de distribuire de pachete pentru persoane, pentru copii care vin pe jos și cu mașini personale. Un rol important în vamă îl au acum vorbitorii de limba ucraineană, care asigură traducere în și din limba ucraineană celor care au trecut granița, precum și îndrumări în privința transportului și a cazării. Sunt de sâmbătă aici, din partea Uniunii Ucrainene din România. Ne ocupăm de coordonarea oamenilor care trec granița pentru a putea orienta spre anumite locuri.
deplasare, inclusiv la sediile noastre ale Uniunii. Facem traducerea, încercăm să colaborăm cu voluntarii de aici pentru a-i trimite în diferitele locații în care vor să ajungă. O mare parte din oamenii care tranzitează România, așa că nu rămân mai mult de o zi, încercăm să-i ajutăm să ajungă în locurile în care își doresc. De asemenea, Uniunea Europeană din România face transporturi constant cu alimente și cu toate cele necesare în Ucraina. În fiecare zi trec transporturi considerabile de toate cele necesare pe partea cealaltă a graniței. Lucrăm cu toți oamenii la capacitate maximă, încercăm să ajutăm cât mai mult oamenii pentru că au nevoie. Pe partea cealaltă este destul de rău, oamenii rămân fără apă, rămân fără mâncare, rămân fără bani. Să sperăm că situația o să devină puțin mai benefică și încercăm în continuare să dăm tot ce putem pentru a ajuta. Ce solicită cel mai des? În mare parte, sau cel puțin în ultimele zile, este o lipsă destul de mare de medicamente. Și cam asta ar fi principalele lucruri de care au nevoie, pături,